Nava hidrografică maritimă, capitan comandor Alexandru Cătuneanu, va participa în a doua jumătate a lunii iunie la un important exercițiu organizat de forțe navale elene. Devenit deja o obișnuință pentru militarii noștri, prezența la un asemenea antrenament reprezintă o mare responsabilitate și o temeinică pregătire a misiunilor la care vor lua parte alături de parteneri. De aceea, nava și echipajul au fost evaluate de o echipă de instructori ai Centrului de Instruire, Simulare și Evaluare al Forțelor Navale pe parcursul a două zile. Care au fost domeniile evaluate și care a fost scopul activității, am aflat la începutul evaluării statice la Chieu. Echipa de evaluare a Centrului de Instruire, Simulare și Evaluare va evalua domeniile protecția forței, vitalitate, marinărie, C2 navigație și medical, comunicații și informatică. Mai multe informații despre exercițiul care se va desfășura în apele teritoriale ale Greciei am aflat de la comandantul navei. Este deja obișnuință, este a patra oară când participăm la un exercițiu similar, și anume un exercițiu de luptă împotriva minelor. De data asta găzduit de partenerul Elen. Noi mergem acolo cu echipamentele noastre de cercetare hidrografică, care au posibilitatea de detecție și identificare a contactelor submarine, catalogarea acestora pe dimensiuni, clasă de pericol și multe altele. Nu vreau să intru în foarte multe detalii tehnice. Suplimentar, pe lângă echipamentele noastre, nefiind o navă vânător de mine, dedicat acestui scop și având ca obiect principal, cum am spus mai devreme, cercetarea hidrografică și oceanografică, o să avem la bordul navei o grupă de scafandri EOD cu un AUV la bord, care ne vor ajuta pentru clasificarea și mai bună și identificarea eventual vizuală a contactelor descoperite. Și eventual, anul trecut, la ultimul exercițiu găzduit de partenerul turc, am și recuperat o mină din cele găsite. Sunt mine de exercițiu, ține vreau să menționez treaba asta, și a ne ajuta în a recupera minele găsite. Am pierdut din unghiul de cârmă 10 puncte dreapta. Mașina pe mai mult.
La finalul celei de-a doua zile de evaluare, cea desfășurată pe mare, am obținut câteva concluzii de la șeful echipei de evaluatori ai Centrului de Instruire, Simulare și Evaluare al Forțelor Navale. În urma acestei evaluări, echipa de evaluare consideră că este pregătită atât nava cât și echipajul pentru executarea misiunii din Grecia. Cum s-au desfășurat activitățile de evaluare? Pe parcursul celor două zile au avut loc două etape. Prima etapă, evaluarea statică, care s-a desfășurat la mal, iar pentru a doua parte, evaluarea dinamică, ceea ce a constat într-un exercițiu de antrenament pe mare, care la fel a însemnat îndeplinirea unei serii de exerciții în așa fel încât comisia să poată certifica capabilitățile de care dispune nava și echipajul acesteia. Chiar dacă mai sunt aproximativ două săptămâni până la plecarea în misiune, le dorim colegilor noștri mult succes și să reprezinte cu mândrie forțele navale române.